Situația copiilor în conflict cu legea rămâne o problemă pentru Republica Moldova. Aflarea în detenție a minorilor influențează negativ dezvoltarea ulterioară. Cu toate acestea, nu există măsuri clare de reintegrare a copiilor. Problema în cauză a fost discutată în cadrul emisiunii Ochiul Public de la Noroc TV. Copiii sunt excluși din sistemul din penitenciar, dar nu se lucrează cu ei și ei riscă să devină din nou infractori. Probleme sunt și la capitolul legislației în domeniu, care este una imperfectă, susțin specialiștii în domeniu. De asemenea, lipsesc și măsurile de prevenire a justiției. Nu există nicio normă care să-l îndrept sau să spune că bine, asta trebuie preluat de serviciu de asistență sau există un centru rezidențial sau trebuie niște cursuri pentru părinți sau trebuie niște psihoterapii. Aș vrea ca statul nostru și toate autoritățile să atragă foarte mult aspectul preventiv. Deci și aici vorbim și de școală. Noi în școală avem nevoie, pentru toți copiii, avem nevoie de niște programe de prevenire în care copiii să învețe să-și controleze emoțiile, să învețe un pic de, să spună stop, comportamentul violent, comportamentul agresiv. Potrivit statisticilor, o bună parte din copiii care au ajuns în vizorul oamenilor legii provin din familii social vulnerabile, monoparentale sau copiii care au fost lăsați fără grijă părintească. Copiii în conflict cu legea, de cei care au comis ilegalități, oricum urmează a fi tratați ca și copii victime, pentru că la rândul lor ei au fost victime a neglijenței, a abandonului, a lipsei de atenție și de îngrijire din partea adulților, în special a familiei. Cât privește infracțiunile comise de către aceștia, întâietate dețin furturile. În mare majoritatea cazurilor, copiii comit infracțiuni ce țin de sau contra patrimoniului, de sustrageri, acestea fiind mai bine de 80% de fapte ilegale. Chiar dacă numărul infracțiunilor săvârșite de copii sunt în scădere față de anii trecuți, invitații susțin că nu trebuie să uităm că suntem o țară care se confruntă cu o scădere demografică considerabilă, fapt care duce și la micșorarea numărului de infracțiuni.